A fost un weekend cu joc și voie bună în zona de munte a județului Mehedinți. A 17-a ediție a festivalului Ponoare Ponoare a strâns la oaltă concurenții din toate zonele țării, dar și public numeros și dornic de distracție. Anul acesta, trofeul festivalului a luat drumul Sălașului. Când bunica mă întâlnesc, eu cu drag mă primedesc, în opere cu flori mărunce, așa ca la noi la munce. În acest sfârșit de săptămână, pe scena Festivalului Național de Folclor Ponoare Ponoare au urcat 22 de artiști de muzică populară din mai multe județe ale țării, precum Dâmbovița, Sălaj, Alba, Argeș, Prahova, Gorj, dar și din Mehedinți. Festivalul concurs, aflat la a 17-a ediție, s-a desfășurat într-un cadru natural impresionant pe scena amplasată în Amfiteatrul Natural de lângă Podul lui Dumnezeu. Zona de nord a județului Mehedinți este o zonă unde evenimentele de acest fel se împletesc cu natura, dar și tradițiile populare păstrate cu sfințenie de către locuitorii zonei. Festivalul a debutat cu parada portului popular, la care au participat tineri din toate comunele din zona de nord a județului. Evenimentul a fost susținut de Consiliul Județean Mehedinți prin Centrul Cultural Nichita Stănescu. Ansamblul Danubius al Centrului Cultural a asigurat orchestrația pe toată perioada festivalului. Iată că acest festival, Ponoare Ponoare, a ajuns la 17-a ediție. Pentru unii poate părea mult, pentru alții poate părea puțin. Dar ce constat eu de vreo 10 ani de zile încoace, că acest festival de la an la an este din ce în ce mai căutat. Trofeul a plecat la Sălaj. Pe parcursul celor 3 seri de festival, la eveniment au participat câteva mii de oameni.